După ce a fost bătută cu bestialitate, Daniela Crudu i-a pus o condiție iubitului croat pentru a se vedea și pentru a purta o discuție. Despre ce este vorba și cum a reacționat bărbatul, ne spune colega mea Loriana Dașoveanu. Loriana, te ascultăm. Bun găsit, Violeta. După ce a fost snopită în bătaie de iubitul croat, Daniela Crudu se află în apartamentul tatălui său, acolo unde se recuperează după ce a fost externată din spital. În toată această perioadă, iubitul Danielei a încercat să o contacteze pe vedetă pentru a o vedea și a purta o discuție. Se pare că Daniela Crudu este dispusă să se vadă cu bărbatul cu o condiție, mai exact ca întâlnirea să se desfășoare la apartamentul tatălui vedetei, Nelu Crudu, în prezența acestuia, dar și în prezența surorii vedetei. Se pare că iubitul croat al Danielei Crudu nu a acceptat condiția impusă de vedetă. Astfel, dacă niciuna dintre cele două părți nu cedează, se pare că întâlnirea nu va avea loc prea curând. Mai mult decât atât, țin să vă spun că Daniela Crudu se recuperează ușor, ușor și încearcă să treacă peste trauma provocată de bătaia primită. Astfel, aceasta s-a filmat de curând în mașină în timp ce conducea și avea mâna în gips. Însă Daniela era la fel de zâmbitoare precum o știm și fredona de Mama Focului o melodie alături de sora ei. Violeta? Loriana, mulțumesc! Iar acum...